Următorul anotimp este vara, reprezentat în expoziție. Vara este perioada cu munci, cu cele mai multe munci agrare și recolta, pentru a fi protejată, trebuiau realizate o serie de acte ceremoniale și rituale pentru a contracara cumva forța negativă și a asigura recolta. Este reprezentată în expoziție prin obiceiul numit Papa Ruda, care este un obicei de invocare a ploii și care se oficia în a treia joi după Rusalii, dar și în zilele care urmau unor perioade mai lungi de secetă. Este un obicei arhaic, păgân, care s-a păstrat o lungă perioadă și a suferit modificări atât la nivel de manifestare, cât și la nivelul mentalității tradiționale. Ea invocă ploaia prin dans, prin bătăi ale palmelor, prin bătăi prin ritm și în zonă obiceiul se desfășura la St. George, la măsura oilor și se numea păpălugură. Consta în îmbrăcarea unor tineri, fie a unui singur om, fie a unui alai, a unei fete, depinde de zonă, în ghirlande de plante, în frunze și în costum verde. Toamna este reprezentată, sugerată prin alesul oilor, care este o manifestare ce se desfășoară la sărbătoarea Sfântul Dumitru și care prilejuiește desfacerea stânelor și coborârea oilor de la munte. Încheierea contractelor între ciobani și proprietarii de oi. Acum se desfac stânele și, practic, fiecare ciobană și ia înapoi oile. Face referire la păstorit, este una din ocupațiile principale în societatea tradițională. El a reprezentat un mod de viață, un mod de câștigare a existenței, dar și un mod de viață al țăranului român. Și a evoluat, păstoritul a evoluat în zonă, fiind influențat de condițiile naturale, de condițiile economice, de tradițiile din zonă și s-a răspândit un păstorit cu stâna la munte. Iar produsele care se obțineau în urma păstoritului piele, lână, au condus la dezvoltarea unor obiceiuri secundare, cum este cojocăritul, meșteșug casnic, țărănesc. Este reprezentat în expoziție inventarul unei stâne, obiecte care erau folosite la recoltarea laptelui și producerea produselor din lapte, brânză, și sunt expuse obiectele care erau folosite. Și sunt prezentate stâna din Călimani și din Gurghiu. Următorul anotimp este timpul hibernal. Obiceiurile care se desfășurau în jurul sărbătorilor de iarnă, cu precădere în jurul Crăciunului și al anului nou, erau ritualuri și obiceiuri datini cu caracter atât creștin cât și precreștin. Obiceiurile desfășurate în jurul Crăciunului și anului nou sunt obiceiul colindatului, masa tradițională, masa ritualică inițială de Crăciun și împodobirea pomului, care inițial a fost butucul de Crăciun. Inițial așa a fost, apoi s-a transformat în pomul de Crăciun, care e un obicei mai orșenesc, cumva, un obicei recent. Obiceiul colindatului este, el începe în ajun și constă în, este răspândit în toată țara, este un obicei foarte îndrăgit și care constă în umblarea de la o casă la alta de către colindători, de către cetele de colindători, pentru a ura belșug și sănătate gazdelor. De fapt, colindul este un scenariu al morții și al renașterii divinității și a timpului și cuprinde formule magice, gesturi, rituale, dansuri care erau interpretate la casele oamenilor.
Misiunea colindătorilor era foarte importantă. Ei trebuia să meargă din casă în casă și nu trebuia să evite nicio gospodărie, pentru că atunci atrăgeau un blestem asupra lor. De aceea trebuiau să fie primiți așa cum se cuvenea, cu daruri. O formă de colind deosebită este și care și în zonă s-a păstrat, s-a practicat, este colindul cu un animal, colindul cu turca sau cu capra, și care capra sugerează de fapt fertilitatea pământului. În cadrul jocului are rolul de a asigura succesul recoltelor următoare și un an îmbelșugat, simbolizat prin boabele care sunt aruncate peste corte de către gazde, peste cortegiul caprei. Toate colindele și de an, cele de anul nou și cele de Crăciun, colindele de Crăciun inițial au fost la origini precreștine, apoi au fost adaptate la comunitatea creștină și vestesc acum nașterea, însă ele au fost precreștine și ele invocă spiritul bun în casa omului. Aici este reprezentată expoziția Ocupații Arhaice, spațiul etnocultural mureșan, și care face referire la pescuit, la culesul din natură, albinărit și vânătoare, care au fost și primele ocupații, moduri de asigurare a existenței omului până în neolitic, când s-a descoperit agricultura și domesticirea animalelor și au devenit apoi ocupații secundare. Prima sală este reprezentat pescuitul. Pescuitul s-a făcut inițial cu mâna, cu ostia. Uneltele cu care s-a practicat această ocupație a fost vârșa, ea este și cea mai răspândită în zonă, vârșa, coșurile și sacul, realizate din nuiele împletite. Presupuneau același procedeu, deplasarea pescarul din amonte spre avale și lovirea apei cu o nuia, care favoriza intrarea peștelui în apă și practic îi bloca ieșirea. Sursa de pește în zona a fost asigurată de apa Mureșului cu afluenți. Ulterior au apărut plasele din cânepă răsucită și care au folosite mai ales pe zone mai întinse și unde era apa mai adâncă. Și în expoziție sunt prezentate aceste unelte care au folosite la pescuit. De regulă, pescuitul se practica primăvara, vara și toamna, mai puțin iarna, pentru că era îngreunat de spargerea gheții, însă se practica și iarna.